Premierul țării Nicolae Ciucă a anunțat că de la data de 1 aprilie, consumatorii casnici cu un consum lunar de până la 300 de kWh vor plăti un TVA redus la 5% față de 19% cum este în prezent. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis însă că se poate chiar mai mult decât atât și va propune reducerea TVA-ului nu doar la electricitate, ci și la gaze naturale începând chiar din 1 februarie. Marcel Ciolacu apreciază că măsurile anunțate de guvernul Ciucă pentru protejarea românilor în fața efectelor crizei energetice, dar că este nevoie de mai mult. Potrivit liderului Partidului Social Democrat, românii au nevoie de decizii curajoase, simple și rapide. Acum, nu în aprilie, factura energetică îi arde cel mai tare pe oameni. Așa face Polonia din 1 februarie, TVA zero la gaze, îngrășăminte și mâncare, plus taxe reduse la carburanți. Acesta este modul corect de reacție a statului pe care îl voi propune ca model de urmat la prima ședință a liderilor coaliției, a transmis președintele Partidului Social Democrat pe pagina sa de socializare. Păi ar fi foarte important pentru toată lumea. Deci, dacă stai să te gândești așa la toate aspectele vieții noastre de zi cu zi, apoi că să scumpesc toate e un efect al scumpirilor, dar dacă scade TVA-ul, mă gândesc că e mai bine, scade și prețul și e mai multă lume care are acces la lucrurile de bază. Odată ce se reduce TVA-ul, mă gândesc că o să fie energia mai ieftină. Și așa e prea scumpă, nu scumpă, fenomenal de scumpă. Eu vin din Italia, prețul e de 3 ori mai scump ca în Italia, dar nu numai la energie. Și la gaze, și la alimente, și la fructe, și la tot absolut. Deci ne costă de 3 ori mai scump ca acolo mâncarea. Energia nu mai vorbesc și gazul. Creșterea prețului la energie electrică și gaze naturale a fost un șoc pentru români în anul 2021. Este foarte, foarte greu. Ne-a dat într-adevăr acum ceva, un ajutor așa, dar s-a luat decât luna asta. Restul, nu știm cum ne vom descurca, să vedem din aprilie cum se aude că se vor scumpi mult, mult și nu știu, e foarte greu. Foarte greu. Este necesar cel puțin să scadă TVA-ul. Da, măcar atâta să facă ceva. În momente excepționale, o guvernare poate proba prin măsuri excepționale că este preocupată cu adevărat de viața cetățenilor săi, nu cu miniștri care se lamentează la televizor că o companie de stat din energie îi fură pe români, dar nici măcar nu schimbă conducerea firmei unde ministerul său este acționar. Nu rezolvăm criza nici cu strategii energetice pe hârtie, nici cu planuri mărețe privind schimbările climatice, ci cu decizii curajoase, simple și rapide, care să protejeze în mod real nivelul de trai al românilor.